Un accident rutier a avut loc între localitățile Iecea Mică și Cărpiniș. În urma impactului, o femeie a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a condus un autoturism pe drumul județean 693 dinspre localitatea Iecea Mică spre Cărpiniș, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către o femeie în vârstă de 46 de ani. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia în vârstă de 46 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș. În data de 19 mai, în jurul orei 19, la sectorul Poliției de Frontieră, porțile de fier 2, ITPF Timișoara, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean român, în vârstă de 44 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în Italia, împreună cu un cetățean albanez în calitate de pasager. În urma controlului documentelor de călătorie s-a constatat că cetățeanul albanez nu îndeplinea condițiile de intrare în țară, neavând mijloace suficiente de subzistență. De asemenea, polițistul de frontieră a sesizat suma de 100 de euro în certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru a nu aplica măsurile legale. În cauză au fost sesizați lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită față de cetățeanul român. Sunt singur, soția a murit atunci când a fost cu COVID-ul de 3 ani de zile și asta mă întristează cel mai mult. Este singurătatea o boală grea? E foarte grea de dus, chiar dacă ești activ, când te retragi în cuibul tău acasă și special seara, te năpădesc amintirile și e grea singurătatea. Mitica a căzut în ghearele depresiei după ce soția lui a murit în mijlocul pandemiei de coronavirus. După șocul pe care l-a avut de înfruntat când și-a văzut soția închisă într-un sac negru, nopțile grele de singurătate l-au pus la pământ pe timișorean. A fost mutată la ATI fără consimțământul nostru, fără nimic. Nu ne-a fost frică, că am zis că dacă o luăm acasă, ce se întâmplă? Și ne-au spus că îți luați ultima șansă de viață. Și atunci am zis că hai să o lăsăm acolo, că e sub supravegherea medicilor, dar nu, cred că datorită greșelilor care s-au făcut atunci și felul în care au fost tratați atunci bolnavii de COVID, i-au dus pe mulți la sfârșitul vieții. Așa de negri, de nailon, fără să o vedem, fără nimica. Mitica recunoaște că a fost lovit de depresie după moartea fulgerătoare a soției sale. Deși are copii, aceștia sunt ocupați, spune timișoreanul, și foarte rar îi deschid ușa. Am făcut chiar și depresie după un an de zile. În anul în care am murit nu am avut nimica, am dus pe picioare cum trebuie, dar în al doilea an tot așteptam să vin acasă, să vin acasă. Na, floarea mea nu mai vine, așa o chema. Și atunci am intrat în depresie, din care am ieșit cu ajutorul copiilor, cu ajutorul medicamentelor. Am ieșit și acum mulțumim la Dumnezeu. Că... Cum s-a manifestat depresia în cazul dumneavoastră? În cazul meu nu mai vroiam să iau legătura cu nimeni. Dacă era posibil să stau în casă, acolo, între patru pereți, să mă gândesc, să plâng, să... Așa s-a manifestat. Durerea pierderii soției sale nu o va putea șterge nimeni niciodată. Încă Mitică nu poate înțelege de ce a trebuit ca relația lor atât de frumoasă să se sfârșească așa. Funcționarii publici din primăriile comunale s-au adunat astăzi în fața prefecturii din Timișoara, unde protestează. Aceștia spun că se simt umiliți pentru că cer salarii mai mari de ani de zile și nimeni nu îi bagă în seamă. Iată, chiar acum îi puteți asculta cum scandează, cum suflă în vuvuzele, în speranța că vor fi auziți. Datorită faptului că salariile noastre au rămas înghețate de atâția ani de zile, datorită faptului că nici salariile niciodată nu s-au mai indexat, nici măcar cu rata inflației,
Gândiți-vă că salariile și la toată lumea au crescut cu rata inflației, pensionarii au primit 14,5%, iar noi am primit 5%. Nici măcar rata inflației nu ne-a fost acoperită. Începând din 2019, noi tot timpul suntem în coadă. Nimeni nu ne vede, de ce? Pentru că suntem primării mici, suntem primării distribuiți în toată țara. Noi suntem băia mai mici care nimeni nu ne bagă în seamă. De ce? Simplu, noi ce putem face? Să ne răzbunăm pe agricultorii din zonă, să nu ne eliberăm adeverință? Ce am putea face ca să fim auziți? Nimic. De ce? Pentru că de fiecare dată suntem excluși de la masa negocierilor. Din cauza asta ne-am organizat în sindicat ca să putem protesta, să avem, fim o forță. Și vom vedea ce facem mai departe. Eventual vedem și greva de finală, care e situația, că nu se mai poate așa. Noi tot timpul rămânem în urmă, de ani de zile. Suntem tot în coadă, de ani de zile. Vă simțiți umilit? Cum trăiți? Da. Cum ați putea trăi dumneavoastră luând un salariu de 4.000 de lei după 26 de ani de muncă? Și a funcționat public și vorbim de un... Vorbesc în numele meu. Funcționarilor publici din primăriile comunale le-a ajuns cuțitul la os. Zeci dintre aceștia au pichetat în fața prefecturii din Timișoara în speranța că vor fi auziți. Dacă nu vor primi salarii aliniate cu restul bugetarilor, angajații din primării amenință cu greva generală chiar acum în pragul alegerilor. Continuăm un protest, o grevă declanșată în luna februarie. La acel moment, reprezentanții guvernului ne-au chemat să discute cu noi, ne-au cerut să așteptăm să vedem nivelul încasărilor pe primul trimestru. Este vorba de revendicări de natură salarială. Noi nu cerem salarii, cerem respectarea legii 153, care timp de 5 ani pentru noi în administrația publică locală de la nivelul orașelor și comunelor nu s-a aplicat. Nemulțumirile funcționarilor publici au curs în valuri în fața prefecturii din Timișoara. O funcție dintr-o comună este mult discriminată față de aceeași funcție cu aceeași vechime dintr-o localitate, oraș sau municipiu. Dorim o lege actualizată, unică a salarizării și să fie pusă în aplicare, bineînțeles, fără blocarea prin ordonanțe, trenuleți și alte demersuri. Vă simțiți umilită? Ne simțim umiliți, atât eu cât și colegii mei. Avem lipsă de personal, organizăm concursuri, nu mai vine tineretul, nu-i mai interesat de aceste funcții și aceasta va duce la un blocaj la nivel național în condițiile în care nu mai avem profesioniști la comune. Ducem lipsă de profesioniști și care mai suntem, ne mai gândim ce avem de făcut în continuare. Și responsabilitatea este din ce în ce mai mare. Foarte greu. A ajuns muncitorii necalificați care n-au studii să aibă salariile mult mai mari decât ale noastre. Nu-i normal să facem școală, să zbuți coapele pe mărcile școlii și să nu fii plătit la meritele care ar trebui plătite. Dacă strigătul lor de disperare nu va avea ecou, funcționarii publici vor intra în grevă generală din 3 iunie, amenință aceștia. Aspiranții la studii universitare pot începe oficial procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara prin intermediul platformei online special creată pentru a face înscrierea candidaților cât mai facilă, admitereonline.uvt.ro. Toate informațiile despre procesul de admitere și oportunitățile pe care UVT le oferă sunt disponibile pe site special creat pentru procesul de admitere. Până în prima parte a lunii iulie, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere. Procesul se derulează în mediul online, urmând ca documentele să fie prezentate de către candidați la centrele de admitere pentru certificarea acestora conform cu originalul prin scanare de către reprezentanții UVT. Oferta UVT este formată din 82 de programe de studii universitare de licență și 102 programe de studii universitare de masterat în 35 de domenii de studii. La UVT încercăm constant să inovăm, astfel că remarcăm că dincolo de oferta educațională foarte vastă și complexă pe care o punem la dispoziția celor interesați, propunem și în acest an universitar un program de studii universitare de licență unic la nivel național, științe aplicate în criminalistică. Totodată, aspiranții la studii universitare pot alege să aplice și pentru programul de studii universitare de licență inteligență artificială, UVT fiind una dintre cele două universități din țară care și-au asumat formarea studenților în acest domeniu, transmit reprezentanții universității. Pentru anul 2024, ofertei de programe de studii universitare de masterat din cadrul UVT i s-au adăugat 4 programe noi în domeniile finanțe, filologie și științe ale comunicării.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, pun în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept și fără a deține autorizație. Din cercetări a reieșit că începând cu anul 2022 și până în prezent, 16 persoane ar fi deținut și comercializat în mod repetat cannabis, cristal, cocaină, MDMA și alte droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive către consumatori din județul Timiș. Pe parcursul investigațiilor au fost documentate 37 de asemenea tranzacții. Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Timișoara. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și de către Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT. Acțiunea se realizează cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Glad Voievod Timișoara. Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara vor executa o serie de lucrări în nodul rutier Holdea. Astfel vor fi impuse restricții de trafic. În nodul rutier Holdea A1 cu DN68A au loc miercuri 22 mai reparații la pasaj și la partea carosabilă. Se va circula alternativ, fiind instituite restricții rutiere în intervalul orar 8-18, deoarece vor fi executate și verificări ale capacității portante cu utilajele ce strin. În jurul orelor 11-12, traficul rutier va fi oprit pentru circa jumătate de oră pentru efectuarea testelor. Reamintim că se lucrează pe DN68A și în zona localității Margina, transmit reprezentanții de RDP. O femeie a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării femeii de 65 de ani, dispărută de pe raza municipiului Timișoara, județul Timiș. La data de 15 mai, Maria Chira ar fi plecat voluntar într-o direcție necunoscută de la domiciliul său, de pe strada Macin din Timișoara, iar până în prezent nu a mai revenit. Femeia are 1,65 metri, 75 de kilograme, păr cărun scurt, ochi verzi, constituție atletică, fața ovală. Nu se știe cu ce era îmbrăcat atunci când a plecat de acasă. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Polițiștii locali au depistat la manifestările prilejuite de ruga organizată pe strada Ștrandului din Timișoara o persoană care colecta sume de bani pentru Asociația Regională pentru Surdomuți, Handicapați și Copii Săraci. Femeia avea asupra sa o listă pe care nota unele date și sumele de bani strânse. Pentru că nu există niciun fel de aviz pentru astfel de activități, polițiștii locali au trecut la legitimarea acesteia, constatând că femeia în cauză are 24 de ani și are domiciliul în localitatea Bărcănești, județul Ialomița. Tânăra a recunoscut că este un mod de apel la mila publică, fiind sancționată cu 100 de lei. De altfel, nu este prima dată când polițiștii locali depistează astfel de persoane, fiind aplicate mai multe sancțiuni pe această temă, deoarece este o formă de cerșetorie. Polițiștii locali atrag din nou atenția cetățenilor să nu se lase păcăliți de astfel de persoane care profită de bunătatea lor și cer în numele unor oameni cu probleme reale sume de bani pe care le folosesc în interes propriu. La inițiativa Ministerului de Comerț al Republicii Populare Chineze, o delegație de la Universitatea Politehnică a Timișoara a participat la seminarul of the Application of FI, Meteorological Satellites Products for Belt and Road Countries, organizat la Nanjing University of Information, Science and Technology. S-au purtat discuții cu privire la posibilitatea de cooperare atât în domeniul educațional prin schimburi de studenți și cadre didactice, dar și colaborări în cercetare, identificând principalele domenii cum ar fi geodezie, informatică, calculatoare și tehnologia informației, inteligența artificială, electronică și telecomunicații, ca urmare a experienței în perioada următoare în cadrul laboratoarelor de geodezie și geoinformatică din UPT, se vor pune la dispoziția studenților cu titlu gratuit mai multe aplicații care utilizează datele satelitare pentru dezvoltarea de abilități noi în domeniul protejării mediului înconjurător și înțelegerii științifice a proceselor privind prognozele fenomenelor extreme. Delegația română a vizitat de asemenea School of Mechanics
Mechanical Engineering de la Nanjing University of Science and Technology, discutând despre oportunitățile de colaborare prin schimb de studenți și cercetători, sprijinirea reciprocă a manifestărilor științifice, identificându-se câteva domenii de colaborare ca fabricația auditivă sau caracterizarea materialelor compozite. Ambele universități tehnice din Nanjing vizitate se află între primele 400 de universități din lume. Echipa caravanei STPT a poposit marți la Herculane, Orșova și Drobeta Turnu Severin, unde a discutat cu cei interesați și le-a oferit informații legate de posturile de conducător de bord, tramvai, autobuz, troleibuz disponibile în cadrul societății. Astăzi se află la Craiova, urmând a face oprire și în Filiaș pentru a duce vestea angajărilor în cadrul societății și a căuta oamenii potriviți pentru a se alătura echipei. Suntem nerăbdători să cunoaștem cât mai multe persoane interesate de meseria de conducător de bord în cadrul unui serviciu public local cu o tradiție de 155 de ani și de aceea mâine ne vom afla în Târgu Jiu. Scopul acestei campanii este de a reduce deficitul de personal de bord pentru a asigura o frecvență crescută pe toate liniile din oraș. Avem nevoie de aproximativ 150 de noi conducători de bord și căutăm oameni dedicați și pasionați care vor să facă o diferență în transportul public din Timișoara. Dacă ești interesat să faci parte din echipa noastră, nu ezita să ne contactezi. Împreună putem contribui la o experiență a călătoriei mai bună pentru toți locuitorii orașului, transmit reprezentanții STPT. Scene violente s-au petrecut la un liceu din județul Timiș. Doi minori, o fată și un băiat colegi de clasă, s-au luat la bătaie în sala de cursuri în timpul unei pauze. Totul s-a întâmplat miercuri la liceul din orașul Gătaia. În imaginile șocante filmate de un coleg al celor doi, se vede cum minorii sunt urcați pe bănci și se lovesc apoi ambicat pe podea și continuă să-și dea pumni și picioare. Imaginile au ajuns în mediul online, iar cazul a ajuns în atenția poliției. La data de 22 mai, polițiștii orașului Gătaia s-au sesizat din oficiu, sub supravegherea procurorului de caz, cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. În fapt, la data de 21 mai, la o unitate școlară din Gătaia ar fi avut loc o altercație între doi elevi în vârstă de 14 și 15 ani. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor cauzelor în care a avut loc evenimentul, transmit reprezentanții IPJ Timiș. O anchetă a fost demarată și la nivelul școlii și al inspectoratului școlar, care urmează să decidă ce măsuri se vor lua în privința celor doi elevi. Un tânăr de 19 ani a fost reținut pentru furt calificat. La data de 22 mai, polițiștii secției 4 urbane Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un tânăr bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul inspectoratului de poliție județean Caraș-Severin. În fapt, la data de 10 mai, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în perioada 3-10 mai, o persoană necunoscută ar fi pătruns și ar fi sustras dintr-un imobil din municipiul Timișoara mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 8.000 de lei. În urma verificărilor și investigațiilor efectuate la data de 22 mai, polițiștii au reușit identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un tânăr în vârstă de 19 ani. În urma probatoriului administrat în cauză, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Caraș-Severin. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale acestuia. În mansarda B2 a bastionului Maria Terezia a avut loc un eveniment deosebit. Clasa de jazz a maestrului Johnny Bot a adus în scenă studenți talentați de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, de la studenți în anii finali până la masteranzi și chiar studenți Erasmus din diverse colțuri ale lumii, fiecare a avut ceva de spus, și nu oricum, ci în limbajul universal al muzicii. Mulți dintre acești studenți au fost deja premiați la concursuri internaționale și vor fi invitați la următoarele concerte și festivaluri de jazz din Timișoara. Repertoriul a fost o plimbare încântătoare prin universul jazzului, de la piese românești reinterpretate cu twist de swing și influențe folclorice, la piese internaționale cântate cu pasiune. Printre zidurile încărcate de istorie, jazzul a sunat nu doar ca muzică, ci ca o poveste spusă între prieteni vechi. Cu acorduri de jazz în suflet, vă spunem că a fost o seară pentru cunoscători, o seară de neuitat, transmit reprezentanții muzeului. În perioada 20-24 mai se desfășoară evenimentul Săptămâna Prevenirii Criminalității, organizat la nivel național de Poliția Română. Săptămâna Prevenirii Criminalității implică organizarea unor activități preventive, obiectivele vizate fiind sensibilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție, precum și prezentarea consecințelor ce decurg din comiterea infracțiunilor.
În această perioadă, la nivelul tuturor subunităților Inspectoratului de Poliție Județean Timiș se desfășoară activități dedicate prevenirii victimizării minorilor, siguranței online, prevenirii violenței domestice, prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și activități dedicate prevenirii dispariției de minori. Prin temele abordate în cadrul evenimentului, polițiștii doresc să concentreze un număr mare de întâlniri cu comunitatea, vizând în special tinerii într-o perioadă de timp bine determinată, astfel încât, în colaborare cu partenerii autorităților locale și ai unităților de învățământ, aceștia să fie informați despre necesitatea adoptării unei conduite preventive în vederea reducerii riscului de victimizare. Voluntarii care vor să dea o mână de ajutor pentru a zugrăvi 30 de case în 3 zile se mai pot înscrie doar până duminică la Color the Village. Între 6 și 8 iunie, micuțul sat, al Tringen din județul Timiș, va fi asfaltat de voluntari din toate colțurile țării pentru a prinde viață și culoare. Până în prezent, peste 400 de voluntari și-au anunțat prezența la eveniment, însă cei care nu au reușit să se înscrie mai au timp doar până în 26 mai. În cele 3 zile, voluntarii vor repara fațadele, vor reface elementele decorative tradiționale și vor zugrăvi casele din acest sat pitoresc, înconjurat de dealuri și pădure, într-un adevărat festival al faptelor bune pentru a ajuta această comunitate să-și păstreze și să-și ducă mai departe identitatea locală. Acest eveniment ce reunește an de an tot mai mulți oameni care doresc să dea o mână de ajutor și să reînvie comunitățile rurale. Indiferent de vârstă, de abilități, fiecare primește ceva de făcut și participă alături de oameni la fel de harnici și inimoși. Dacă nu v-ați înscris, mai aveți la dispoziție doar câteva zile să o faceți ca să fiți parte din acest festival de fapte bune, spune Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat. Altringen este un mic sat din zona de nord-vest a județului, aproape de granița cu Aradul, într-o zonă colinară foarte pitorească. În trecut a fost locuit de germani, însă aceștia au plecat, iar comunitatea de acum se străduie să ducă mai departe moștenirea lăsată de ei. Au fost selectate cu prioritate case locuite ale familiilor cu venituri modeste, care păstrează elemente de arhitectură specifică zonei, atât din satul Altringen, dar și câteva case din satele vecine, Bogda, Sintar și Comeat. Cel mai mare centru comercial din Timișoara găzduiește Festivalul Educației. Până sâmbătă mai puteți explora lumea roboților, descoperi ofertele educaționale și bucura de arta locală. Universitățile și liceele din Timișoara și-au prezentat ofertele educaționale. A fost o oportunitate excelentă pentru elevii de liceu și gimnaziu să descopere ce opțiuni au pentru viitorul lor academic. Ca elemente noutate față de edițiile trecute, am avut un punct de măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei oferit de Școala Postlicială Henrico Ondă din Timișoara. La Festivalul Educației de anul acesta au fost prezenți mii de elevi și studenți interesați să se orienteze în carieră. Vă așteptăm și mâine, pe 25 mai, în zona Atrium, cu o vastă galerie de artă oferită de studenți, elevi și profesori, la încheierea Festivalului Educației. Festivalul Educației a oferit vizitatorilor 3 zile pline de inovație, cultură și orientare în carieră. Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Institutul Francez și cu sprijinul cluburilor sportive Politehnica Timișoara, CSC Dumbrăvița și ACS Dumbrăvița, a organizat 2 evenimente sportive inedite programate în contextul ediției din acest an a Jocurilor Olimpice de Vară din Paris. Anul acesta a fost organizată prima ediție a Poly Ping Pong Challenge, care s-a desfășurat în data de 22 mai în holul central al Bibliotecii UPT. Competiția de tenis de masă a fost deschisă tuturor participanților cu vârsta de peste 16 ani, fiind însă destinată doar amatorilor. Peste 50 de amatori s-au înscris în competiția organizată cu suportul, în special logistic, al Asociației Club Sportiv Dumbrăvița. Câștigătorii au fost răsplătiți cu vouchere pentru cumpărarea de cărți, diplome, iar premiul întâi a primit și o mascotă a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Pe lângă competiția de ping-pong, în data de 23 mai a avut loc un meci demonstrativ de scrimă, găzduit tot în holul central al Bibliotecii UPT. În plus, vizitatorii au avut oportunitatea unică de a descoperi însemnele oficiale ale Jocurilor Olimpice din acest an. Horticultura a început pregătirile pentru plantarea de flori anuale în zonele aflate în administrarea societății. În zona centrală, angajații au început să scoată bulbii de la lea, care au fost lăsați în pământ pentru câteva săptămâni, pentru a permite naturii să-și refacă ciclul vegetativ. Aceștia au fost depozitați în saci și vor fi păstrați la serele Horticultura. În Piața Victoriei au început pregătirea terenului, urmând să continue cu schimbarea covorului floral în perioada următoare. În Parcul Alpinet au plantat deja primele exemplare de petunii, begonii și gazanii. Acțiunile de plantare vor avea loc în mai multe parcuri și zone centrale din oraș, printre care Piața Victoriei, Parcul Alpinet, Parcul Central, Parcul Botanic și multe altele.